astăzi mâncăm tot meniul de la Kaufland Grill. A venit la drag. Uitați-vă ce loc am prins aici. Și pentru mie e foarte multă lume aici și mi-era rușine de aici. Am zis că să facem intro din mașină și vi-l arăt așa pe geam, știți, gen tut, 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 tut. Și acum o să las geamul jos, o să comand. Cea! Am luat toate meniurile. Am stat la coadă, cred că vreo 40 de minute sigur am stat. Ca popa. Am stat ca popa, adică am stat foarte mult la coadă. Enervant de mult, dar înțelegem. Înțelegem. Este un loc care își merită... Este un loc care își merită... Ce își merită? Clienții. Clienții, așa. Singura chestie pe care nu am luat-o îi pulpiță, că nu aveau pulpiță. Dar am luat pui rotisa, deci nu contează că avem pulpiță, că avem pui rotisa. Bun. O să începem cu... Primul pe ăsta. Mă, îți trei cârnați. Sabii, ceva așa. Tulul așa. Tulul ceva și... Îți cârnați. Care e ăsta? Lăsați în comentarii care e ăsta. Nu era german. German? Ăla e dog german. Ah, da. Sebi, eu fac cu poză, dar sincer să fiu, mie mielene să mă uit la acea poză. Vreau să văd dacă voi sunteți clienți fideli Kaufland și știți care e cârnațul ăsta. Eu nu sunt mâncătoare de cârnaț, urăsc cârnațul. Așa la grătar gen. Ăsta e un cârnaț foarte bun. Jur, foarte bun. Dar nu știu ce cârnațul ăsta. Luăm un cartofior între timp. Ăla e iute! Asta e iute? Iute! De cine a pus muștar la crispy? Cine mâncă crispy cu muștar? N-am mâncat niciodată crispy de aici, hai să vedem. Ce se topesc în cule efectiv, foarte bun. What? De la muștar e. Ce crispy de la... Sebastian, tu ai chef de glume. Foarte bun, deci foarte bun, bun. Continuăm că eu sunt curioasă de puiul ăla rotisat. Nuggets, no, cine a mai mâncat nuggets de la Kaufland? Eu nu. Hai să vedem, cinci niții. E făcut din aceeași carne ca și crispy-ul. Dar sunt nuggets. Efectiv. Dar sunt buni. Eu nu sunt mare mâncătoare de nuggets. Nu am termen de comparație. Ultima dată am mâncat nuggets, cred că în clasa 12-a sau a 11-a, cred, când am fost în Italia și mi-am luat de la Mac și am vomitat după. Nu știu să vă zic de ce. Nu are treabă Mac-ul cu asta, pur și simplu. Da, și de atunci n-am mai mâncat nuggets, deci eu nu sunt fan nuggets. Și chiar astăzi o să filmăm ceva cu nuggets de la Mac și o să trebuiască să mănânc din nou. După ani și ani. Da, ăsta ce dracu e? Nu e cabanos. Nu! Ui, nu. Cabanosul nu e la gros. Da, nu-i polonez. Așa ăla e polonez. Nu știu ce e ăsta. Eu mie nu-mi place cârnaț. Eu nu înțeleg oamenii care mâncă cârnaț la grătar. Polonezul e bun. Totuși polonezul aprobăm. Dar așa, cu bun simț. Așa un pic. Am rupt un pic. Piu. Nu mi-l place. Acum toți mâncătorii de la Kaufland. Cine comentează, mă, de cârnaț? Eu comentez, dar mie nu-mi plac. Dați-mi bloc! Dacă vă mai mă vedeți la coadă la Kaufland, ne se împiedică, na. Nu, să nu împiedică. Să nu faceți dată, că eu sunt nebună, dracu, mă apuc, vă bat, vă dă din alea. Ma... Aci și-o bătut joc de mici un pic. Îs ars! Bă, ce lăsă dacă nu-i ars? Pe lângă că e imbibat în ketchup. Nu știu ce se întâmplă, s-au schimbat. Nu mai sunt aceiași oameni. Micii de la Kaufland sunt cei mai buni. Eu în clasa 12-a, știi că de obicei de ziua ta aduceai ciocolată, suc și așa. În clasa 12, eu cu colegii mei, eram 5 colegi care eram serbați în octombrie, am luat mici de la Kaufland, jur. Random a venit directoarea la noi în clasă, fix în ora aia când noi mâncam mici. Bă, puța la noi în clasa mici, intră doamna directoare noi. Doamna directoare. Ce da? What? Noi. Un mic? Da, foarte random. Irelevant. Nu? Slab. Păi poate și că-ți reci. Nu, e slab. Nu știu, nu m-a luat cu astea că... Eu plâng, sufăr. Poate a fost o zi proastă. Le dăm șansa, să zicem asta, că a fost o zi proastă.
Ce avem aici? Ceafă! Mamă, ne-a dat și cârnați! Aproape! Castravete! Dai cât un cârnaț, jur! Așa la meniu are cu castravete? Ce tare! E bun cu castravete murat! Ia să vedem, cu ce zice castravetele ăsta? Vine la acru! Un pic! Eu n-am mâncat niciodată un castravete mai îmbibat de oțet. Ți se topește în gură, nu mă oțet. Dar e bun. Așa face bunica. Tu știi dacă ea se uită acum la acest vlog? Da, păi eu am să fac anul ăsta din nou cu zahăr. Și eu zic nu, că nu sănătoși. Să mă vadă. Bunica nu se vii. Da, las că vii tu la mine. E o ceafă. Nu știu să fi mâncat. Bănuiesc că am mâncat pentru că tati mănâncă ceafă la Kaufland. Eu îmi luam ei și el își lua ceafă, deci sigur am gustat el măcar o dată. Da, e bună, e o ceafă bună. O ceafă corectă. Dacă nu știți să faceți ceafă, nu vă mai amăgiți, luați de la Kaufland. Și pe toate, gândiți-vă că am dat 115 lei. Foarte puțin. Dar tu mie mi-a pus dogul german. Încă un cârnaț. Ce cârnaț mai e ăsta? Te-am zis că sunt 3 cârnați. Ăsta e polonez. Nu? Da, am luat polonez? Eu nu cred. Dar ăsta nu-mi place cum arată, că pe partea e maro, pe partea e alb. Doamnele de la Kaufland și-au bătut un pic joc astăzi, sau ce se întâmplă aici? Zic și eu doar întreb. Sunt un simplu muritor de rând, poate că așa ar trebui să arate. Chiar dacă mi-eram așa. Că nu cred că există cârnaț duo color. Hai să zicem. Nu-mi place cum miroase. Bă, ioi. Și muștarul lor e ciudat. What the fuck? Dar mie mi-a pus dogul german. Pâine. Păi, mie că mi-a dat la pâine să mă satur, dar dogul german, deci doamnele de la Kaufland m-a furat de un hot dog, de un dog german. Eu zic să le provoc în gala RXF. Vă provoc în gala RXF cu domnul de la Lidl. Care pe care. Noroc că-s bun cartofii ăștia. Cartofii ăștia chiar-s bun. Ioi. Sniti, repede, aspiră-l. Și acum cum mai doream popa, dai. La pizu rezistans. Eu, ca pe lângă că ieri am... Uai, dă mine! Pe lângă că ieri am poftit tătă zoa pui rotisat, stai așa. Ăsta, eu nu am mâncat așa ceva. Pui rotisat, condimentat cu usturoi. Hai dă mine, hai dă mine. Numai Kaufland putea să facă așa. Numai Kaufland Grill putea să se gândească la așa ceva, o să iau direct din pulpiță. Nu știu dacă simt usturoi. Dar e atât de fragedă carnea asta. Iau din piele. Ia să vedem. Pe asta se simte usturoi. Deci eu nu pot să vă exprim ce bunătate, ce deliciu. Da, mă calmez puțin. Am o ceagă filmă. La asta nu-i dau mai mult de 10 minute. După ce oprim camera, canibal ne facem efectiv. Deci ce se întâmplă aici cu puiul ăsta, săracul de el? Gata, că vreau să mănânc pui. Mulțumim că v-ați uitat la noi. N-am făcut un review atât de amănunțit pe cât mi-aș dori, că mi-e foame și vreau să mănânc pui. Dar revenind, per total, în afară de ziua de astăzi, micii de la Kaufland sunt top. Ceafă cu castraveciorul ăla. Eu nu sunt fan cârnaț. Dacă vă plac cârnații, vă rog să-mi scrieți în comentarii ce cârnaț vă place de aici. Și o să mă reuit la clip să văd dacă mie mi-a plăcut ăla sau nu. Crispy, super bun crispy, deci crispy super bun și cartofii. Cartofii belea. Dacă mai lipsește ceva din meniu și noi nu am mâncat, ne-au oferit doamnele, că noi le-am comandat pe tot. Absolut pe tot, de asta zic. Numai dacă nu există meniu special, ca o flangrie, meniu special, rețete ascunse. Mulțumesc că v-ați uitat la noi, nu uitați să dați un like, share, subscribe, ce mai vreți voi.
În spatele camerei este Sebastian Frățean. Tu! Este Sebastian.Frățean, Andreea Cor peste tot. Miau!